Salut! Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi o să vă arăt să faceți o libelulă din elastice. Ca să o facem avem nevoie de o icliță și gumițe de culori. Ca să începem o să facem o aripă. Luăm un elastic și îl învârtim de 3 ori. Acum iau două gumițe mov și o să scot. Așa. Mai iau două gumițe și o să trec. Avem două găuri. Mai iau două gumițe, trec și avem trei. Și acum două mai mult ca să avem patru. Când avem patru găuri, o să facem un nod foarte încet. O să scot partea de dedesubt pe deasupra. Dar nu o să apăsăm. Și acum o să facem același lucru iară. Iau o gumiță turcoaz și o să învârtim de 3 ori. Iau două gumițe mou și scot. Și o să facem patru găuri. Două. Trei. Și 4. Și o să facem același lucru. Acum, o să facem aripile de sus. Iau un elastic turcoaz și îl învârt iară de 3 ori. Iau două gumițe. Și scot. Și o să facem patru găuri, la fel ca înainte. Trei. Și patru. Acum o să bag iglița în gumița asta turcoaz. Așa. Și o să facem patru găuri. O să scoatem doar gumița turcoaz. Avem o gaură. Două. Trei. Și 4. Așa. Și acum o să luăm două gumițe și o să trecem tot ce avem. Așa. Și o să scoatem și o să facem un nod, scoatem partea de dedesubt pe deasupra. Așa. Acum o să facem același lucru. Iau un elastic turcoaz și îl învârtim de 3 ori. Și facem 4 găuri. Două. Trei. Și patru. Acum o să bag iglița în gumița asta.
Și acum și avem o caură. Două. Trei. Și patru. Și acum o să luăm două gumițe și o să trecem tot ce avem. Facem nodul să nu scape și deja avem aripile. Acum o să începem să facem corpul. O să luăm o gumiță galbenă și o să învârt de 3 ori. Iau acum două gumițe și o să trec. Și avem o gaură. O să facem 8 găuri. Două. Trei. Patru. 5 6 7 și 8. Acum o să scoatem partea de sus. Așa, fără să scape nimica. Și o să punem aripile. O să punem prima dată aripa mică, la urmă cealaltă, acum aripa mare, la urmă cealaltă. Și acum închidem. Să ne rămână așa. Acum iau două gumițe galbene și o să le trecem toate pe rând. Și la urmă asta. Așa. Acum o să iau două gumițe turcoaz și trecem. O gumiță galbenă, numai una. Așa. Și o să așa rămâne libelula noastră. Sper că v-a plăcut tutorialul și acum nu închideți, că o să salut pe câțiva abonați. Pa!